Stați așa să mă vedeți, vă rog. Stay, ta, so you can look at me. Bun, deci acum, exemplu foarte, foarte clar. Ce vedeți asta? E mama. Lângă fetița. Ăla roșu, tata. În momentul în care tata cade, bananele trebuie culese și mama trebuie tăiat. Că fetița, ca să poată să crească, în momentul în care se taie, devine bunică și localnicii fac din el hârtie. Ok, so to say, very, very simple. This big plant is the mother. The small one is the daughter and the red one is the father. Ok, in the moment when the father is falling down, it is obligatory to take the bananas and cut the mother so the daughter can grow. You cut the mother and became a grandmother. And from the grandmother, the local people make paper. După aceea ce se întâmplă? În momentul în care fetița începe să crească, trebuie numai un an ca să devine așa mare. După aceea, aproximativ 12-15 săptămâni, începe să înflorească și încă 15-17 săptămâni se poate culeg bananele. Ok, so the moment when the small one is trying to grow takes around 1 year to be so big. And after it around 12-15 weeks start to have flowers. After again 15-17 weeks you can take all the bananas. Foarte interesant că totdeauna bananele nu cresc în rând, totdeauna cresc în vor. Very interesting that never the bananas, the other plants are growing in a line. They grow all the time how they want. Thank you very much. Mulțumesc mult.